clipă. În primul rând, dezvoltarea parcului auto al RATB, pentru că mai multe mijloace de transport public în comun, de o calitate superioară, care să ofere condiții în trafic, ar însemna și un început în a renunța la mașina mică pentru mulți bucureșteni. Suntem acum în procedură de realizare a documentelor necesare licitației publice internaționale deschise pentru achiziționarea a 500 de autobuze noi, pentru că am primit informația de la toate companiile că mașinile second hand, în primul rând, nu există atâtea cât ne-am fi dorit noi. În primul rând 200-250 de autobuze second hand și noi le doream maximum rulate 2-3 ani și nu s-a găsit pe piața internațională o baterie de autobuze care să fie totuși mult mai noi decât cele existente acum în trafic, care au o vârstă de 10 ani de zile, și atunci s-a renunțat la această idee și vom achiziționa doar autobuze noi, 500 de autobuze.